Bună ziua, dragi prieteni, sunt Răzvan Munteanu, începe CEC Media. Vom vorbi despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, dar și mai ales despre situația din Ucraina, acolo unde vom încerca să vedem care sunt cele mai plauzibile scenarii de viitor. Avem și subiect, avem și cărți și invitați pe măsură. Ni se alătură în platou domnul Doru Pogoranu, expert în prospectivă strategică. Bună ziua! Bună ziua! Și Dorin Popescu, analist de politică externă și președinte al think tank-ului Casa Mării Negre. Bună ziua, domnule Popescu! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Are să începem puțin cu situația din Republica Moldova. Chișinău a fost pus pe harta europeană. Am văzut un summit CPE la Bolboaca. Ce presupune acest summit? Pare că își dorește să înlocuiască parteneriatul estic al Uniunii Europene, un parteneriat care nu prea a dat roadele pe care și-a dorit Bruxelles-ul. Da. Această nouă platformă este încă într-o oarecare căutare de sine. Într-adevăr, cred că o tendință majoră ar fi aceea de a înlocui actuala structură, care oricum și ea se rupsese având în vedere diferența, clivajul între dinamicile de apropiere de Europa ale țărilor participante la parteneriatul estic. Ce presupune însă această platformă, sau mai bine zis, desfășurarea summitului la Chișinău? Marchează în mod simbolic interesul manifest, acut, constant, credibil, coerent al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Dacă îmi permiteți, pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Și pentru Ucraina, da. Dar pentru Republica Moldova, prioritate. Și este extrem de important. De ce? Simplu. Începând din toamna acestui an vom avea deja alegeri în Republica Moldova. Vor veni alegeri extrem de relevante pentru Republica Moldova din punctul de vedere al posibilității de menținere a irreversibilității parcursului european. În momentul de față, aproape nimeni, din păcate, nu este sigur de irreversibilitatea opțiunii strategice europene a Republicii Moldova. Este într-adevăr un stat care rămâne pivotant și oricând poate să întoarcă privirea către Est. Când vom fi siguri cu adevărat de această irreversibilitate, domnule Popescu? A spune dacă Maia Sandu va mai avea posibilitatea unui nou mandat. A spune dacă Uniunea Europeană își menține cadența sprijinului și angajamentelor față de Republica Moldova. A spune că din momentul în care Republica Moldova va renunța la această utopie numită neutralitate. Dar nu este greu să renunțe la neutralitate? Evident că este greu. Are să recunoaștem, Republica Moldova este un clivaj social. Avem un număr important de cetățeni ai Republicii Moldova care privesc către Occident, dar un număr la fel de important al celor care au rămas filoruși. Da, deja nu mai este la fel. Nu mai este la fel? Nu, deja. Care este proporția, domnule Dorin Popescu? Poate undeva la 60%, 40%, dar avem aici... Ar fi un procentaj cu care s-ar putea lucra, într-adevăr. Da, da. Și oarecum un procentaj în creștere. Însă mai este acolo o categorie, categoria aceasta, știu, moldovenistă, statalistă, aceasta care pledează pentru neutralitate. Filorușii și filorușii din Republica Moldova nu pledează neapărat pentru neutralitate, nu, pledează pentru integrarea în structurile Estului. Deci avem și o categorie foarte opacă, o categorie socială extrem de opacă în Republica Moldova, care nu vrea exprimarea niciunui vector geopolitic, geostrategic, în afară de acela absolut mincinos și care nu aduce foloase Republicii Moldova, numit vectorul neutralității. Nu mai posibilă neutralitate. Cred că cel mai bun barometru vor fi următoarele alegeri. Așa este. Alegerile, primele vor fi alegeri locale și reprezintă, dacă vreți, un barometru cu o monitorizare a unei temperaturi încă în creștere. Nu va fi cel mai important barometru, barometrul va fi alegerile generale. Alegerile generale, dar până atunci ce ar trebui să facă Occidentul ca să sprijine această viziune, să spunem, europeană a Chișinăului? Exact ceea ce face. Investiții, prezență politică, geopolitică, economică, prezență tehnico-militară. Avem deja numeroase angajamente în ceea ce privește consolidarea sistemului de apărare al Republicii Moldova. Exact acest lucru trebuie să-l facă în continuare cu predictibilitate, cu credibilitate, cu coerență, da? și fără a slăbi de fel angajamentele plenare care există deja pentru Republica. Și economic cum stăm? Pentru că banii vin de la Bruxelles către Chișinău, dar nu suficient încât să vedem o schimbare de paradigmă. Așa este. Uniunea Europeană încă nu este suficient de atentă sau suficient de abilă, astfel încât să aducă parametrii de comunicare și de persuadare la nivelul investițiilor care există. Dar și în privința investițiilor, eu unul încă cred că nișă, loc pentru o creștere consolidată de investiții europene încă există. Dar cu combaterea propagandei ruse, cum stăm la Chișinău? S-au luat niște măsuri, dar sunt ele eficiente? Și aici eficiența este discutabilă și relativă și aici se lucrează.
Republica Moldova însă, oarecum în tandem cu Ucraina, la nivelul societății civile, la nivelul organizațiilor cu atribuții în profilul în domeniu, începe deja să capete o anumită coerență a asimilării tuturor lecțiilor posibile, oportune, de reziliență împotriva amenințărilor hibride din Federația Rusă. Și aici Ucraina este extrem de relevantă, pentru că Ucraina este partenerul senior al unei relații în care se construiește împreună o reziliență împotriva combaterii războiului. Și ce aș vrea să vă întreb, acest summit în Republica Moldova și o implicare tocmai activă a Chișinăului în politicile europene, atât cât se poate. Da. Este și o dovadă că Federația Rusă este slabă? Aș spune, dacă îmi permiteți, este o dovadă a faptului că Federația Rusă este încă puternică în Republica Moldova. Dacă n-ar exista... Cu siguranță Federația Rusă rămâne un actor puternic, nu doar în Republica Moldova, ci în întreaga regiune, dar întrebarea mea este dacă nu cumva Rusia nu mai are aceeași capacitate de proiecție a puterii, ceea ce creează un vid, să spunem chiar geopolitic, pentru ca Bruxelles să-l poată umple. Am înțeles perfect întrebarea, dar am parafrazat-o oarecum. În sensul că, pentru că riscurile și amenințările ce vin din Est, ce vin de la Moscova, sunt încă puternice pe teritoriul Republicii Moldova, poate și mai puternice decât erau odinioară, deci pentru că încă Federația Rusă este puternică, acest summit este relevant. Dar, într-adevăr, desfășurarea acestui summit relevă și faptul că Republica Moldova își construiește încetul cu încetul, împreună cu partenerii și aliații, capacitatea de a prezice, de a anticipa și de a preveni scenariile Federației Ruse care vizează destabilizări pe termen lung în Republica Moldova. Conflictul din Nagorno-Karabakh și relația dintre Azerbaijan și Armenia au fost printre subiectele cap de afiș ale summitului din Republica Moldova. Care este situația în momentul de față în Caucazul de Sud? Deocamdată aceste negocieri nu au dat roade, continuă negocierile. Deci nu s-a așteptat totuși. Este un proces care a început la Washington, a fost continuat la Bruxelles. S-a așteptat să fie semnat un acord de pace în Republica Moldova. Dar era totuși un scenariu prea optimist, aș putea spune. Da. Ca să nu limităm voința lui Dumnezeu, o anumită rundă de consultări au avut loc inclusiv recent și la Moscova. Există maxima posibilitate ca astăzi în Turcia, în marja ceremonialului de investire în funcția noului președinte, vechiului președinte Erdogan, să aibă loc noi discuții. Deci care este situația în momentul de față? Părțile pledează pentru încheierea unui acord care să stingă conflictul, însă există acolo un detaliu în care se împiedică diavolul, construit de diavol acolo, da? Armenii ceri sunt gata să recunoască, da. Eu știu, delimitările propriu-zise teritoriale între Armenia și Azerbaijan, însă insistă pentru un concept care în momentul de față nu a creat consensul părților, un concept numit drepturile, interesele și securitatea armenilor pe teritoriul enclavei și în Azerbaijan, dar pe teritoriul enclavei, da? Adică Armenia cere imperios respectarea drepturilor, intereselor și a securității Armeniei, în condițiile în care Armenia este gata să recunoască apartenența enclavei la Azerbaijan. Deci, în momentul de față, încă o dată, sintetizând, părțile își doresc și negociază un acord, să vedem unde, să vedem dacă va fi semnat și să vedem cine va fi negociatorul pe terenul, pe teritoriul căruia se va semna acest acord, iar curului Pepela acum îl reprezintă această exigență expresă a Armeniei de respectarea drepturilor și intereselor armenilor. Domnule Pocoreanu, sunteți expert în a înțelege viitorul, dacă ne permiteți să folosim o formulă mai puțin academică. Și pe de altă parte ați realizat o serie de volume, unul dintre ele vom prezenta chiar și acum, se numește Portrete ale viitorului. Este un volum coordonat de către dumneavoastră, un volum ce ar urma să apară la, să fie scos la editura pe care o coordonați în perioada următoare, să fie disponibil și publicului larg. Și aș vrea să vă întreb, pentru început, ce presupune această analiză prospectivă? În primul rând, prospectiva ca disciplină a apărut relativ recent, după al doilea război mondial, și se analizează viitorul pe termen lung. Viitorul pe termen lung însemnând dincolo de prognoză. Prognoza 3, 5, 7 ani, maxim 10, prospectiva trece de această zonă, ducându-se pe orizonturi de timp mult mai lungi, 10, 20, 50 de ani. Chiar și cartea pe care ați prezentat-o are un orizont 2040. Bineînțeles că pentru aceasta nu se fac profeții și nu se fac predicții. Acestea au legătură cu divinitatea, să spunem, pentru că
divinitatea poate să aleagă anumiți oameni pe care să îi ilumineze și să... dar are legătură strict cu divinitatea. Pe când analiza prospectivă folosește metode de analiză, e vorba în momentul de față... Și abordare științifică. Da, de analiză științifică sunt peste 55 de metode cantitative, calitative. O cantitate mare de date care trebuie analizată cu data mining, cu specialiști și atunci această analiză poate duce analiza prospectivă înseamnă de fapt ceea ce este evaluarea înainte de a lua o decizie strategică. Strategia este acțiunea. De multe ori întâlnim cazuri, avem o strategie pentru. De fapt, această strategie nu se bazează pe o analiză. Bazează pe o viziune sau pe, să zicem, bazează rapid pe o voință. Și acum, viitorul fiind o incertitudine, există și aici o chestiune care are legătură cu chiar și cu limbajul. În România, în română vorbim despre viitor, pe când în franceză sau în engleză vom găsi termenul, când spunem viitorul, nu sună foarte bine. Și în franceză sau în engleză este normal să se discute despre viitoruri posibile. Pentru a analiza aceste posibile acțiuni în Ucraina sau în România sau oriunde, discutăm despre scenarii posibile. În momentul când un astfel de scenariu are loc, celelalte dispar pentru o perioadă. Nu este ceva nou, pentru că primul strateg Sun Tzu spunea că victoria provine din calcule. Deci pe vremea lui Burebista, un chinez spunea că victoria provine din calcule. Cu cât mai multe calcule, cu tot mai multe posibilități de reușită. Bun, vă propun victoria. Ce faci cu victoria și cum o gestionezi? Cred că este o întrebare specifică oricărui strateg. Vă propun să începem să analizăm puțin ce ar putea urma în Ucraina, domnilor. Motiv pentru care, domnule Popescu, aș vrea așa să facem o scurtă trecere în revista situației actuale de pe frontul ucrainean. Ce se întâmplă? Care e situația din Bahmut? Și evident, cum vedeți dumneavoastră că vor putea evolua lucrurile într-un termen foarte scurt? Obiectivul tactic al Federației Ruse este ca să-și mute armata, odată cu cucerirea orașului Bahmut, către ultimul lanț de mari orașe de pe teritoriul regiunii Donetsk, respectiv Kramatorsk și Slaviansk. Aceasta este ultima linie de orașe de pe teritoriul regiunii Donetsk, regiune care a fost declarată ca fiind ocupată și anexată, ea nefiind ocupată de fapt, da, pe teren. Este clar că acesta este obiectivul tactic al Federației Ruse. De bună seama că obiectivul tactic al Ucrainei a fost, este și va rămâne pentru multă vreme, va rămâne acela de eliberare integrală a teritoriilor ocupate. Deci, în momentul de față, avem obiective, da, care contrastează, de bună seama. Partea ucraineană construiește în continuare premisele pentru un succes total al unei contraofensive despre care s-a vorbit îndelung. O contraofensivă care a devenit dintr-una de primăvară, enunțată de primăvară, într-o o contraofensivă de vară. Această contraofensivă de vară va veni, această contraofensivă de vară va fi puternică, această contraofensivă de vară va impacta tactic situația de pe teren. Cât de mult va reuși Ucraina să elibereze aceste teritorii, să vedem care vor fi... Care vor fi, eu știu, principalele dimensiuni de atac, iar îi vom vedea. Ceea ce este cert este că această contraofensivă a început deja și a început pe teritoriul Federației Ruse. A început cu forme și formule hibride, a început cu drone, a început cu... Dar are Ucraina capacitatea de a folosi acele drone de atac pe teritoriul Federației Ruse sau mai degrabă am putea asista la acțiuni sub stac fals pe care nu l-ar putea organiza? Tocmai pentru a crește, să spunem, sentimentele pro-război în rândul populației ruse. Eu aș spune că fie direct, fie indirect, Ucraina există acolo, respiră în creierii tuturor operațiunilor care se desfășoară, atât în ceea ce privește utilizarea dronelor, cât și în ceea ce privește, eu știu... Cum ar putea indirect? Mobilizarea acestor... Sunt, să spunem, dizidenți a regimului lui Putin, care ar putea susține Ucraina din interior? Sau are Ucraina, să spunem, agenți, trupe infiltrate pe teritoriul Federației Ruse? Toate componentele există pe teren acolo. Aceste două grupări sunt grupări de insurgență care sunt într-un contact cert
cu partea ucraineană, nu cu Ucraina. Nu am niciun fel de îndoială în această... Dar nu are Kremlinul capacitatea de a identifica insurgenții de pe teritoriul Federației Rusie, de a-i aresta, de a-i duce în fața justiției? Unul din obiectivele acestui atac de natură tactică în cadrul contraofensivei strategice, unul din obiective îl reprezintă dislocarea de trupe de pe teren. Dislocarea de trupe rusești de pe teren. Obiectiv sau o dislocare substanțială de trupe de pe restul teritoriului Federației Ruse, lucru pe care Vladimirovici deocamdată nu le-a în calcul. Deci, din anumite considerente interne, nu dorește să aducă trupe suplimentare celor locale acolo în regiunile afectate, nici din restul regiunilor Federației Ruse, nici din linia de atac. Care ar fi aceste considerente? Riscă să scadă în popularitate, să desubstanțializeze sprijinul actual deja în descriere constantă, da, a populației și a... Deci am putea asista la o escaladare a tensiunilor dacă Vladimir Putin va recurge la astfel de politici. Domnule Pogoranu, am făcut și o introducere așa a situației din Ucraina. Deci vreau să ne prezentați posibile scenarii de viitor privind situația din țara vecină, scenarii la care noi vom interveni, evident, și le vom analiza împreună cu dumneavoastră. Dacă în momentul de față putem spune că există și o așteptare strategică la nivelul Rusiei și o prudență strategică la nivelul Ucrainei, strict vorbind numai de cei doi actori, putem după aceea să ajungem să constatăm că de fapt este o tensiune foarte mare în această zonă. Pentru cei care sunt interesați în detaliu de acest subiect cu scenariile, recomand cărțile fostul ambasador al Germaniei în Rusia, von Frisch. Sunt două cărți care vorbesc despre patru scenarii. Este schematizat, poate să fie... Când au fost scrise aceste cărți? Sunt traduse în limba română, sunt de un an, doi. Dinaintea începerii acestui război în Ucraina? Nu, în momentul începerii. Dar el a fost ambasador odată cu ocuparea Crimeei, deci a prins 2014 toată această zonă. A prins perioada fierbinte. Bun, deci care ar fi aceste scenarii? Deci, cele patru scenarii ar fi victoria Ucrainei, ceea ce înseamnă, cum a spus dumneavoastră, refacerea integrității teritoriale, cel puțin până la momentul o victoria Rusiei, sunt cele două extreme, că sunt sau rămânerea situației actuală și a patra ar fi continuarea războiului cu alte în momentul de față vedem o stabilizare a frontului aparentă. Da? De ce această ofensivă așteptată nu a avut loc? Poate așteptăm și o ofensivă din partea rusă, dar problema esențială este ce se întâmplă post-conflict. Pentru că o victorie militară nu duce neapărat la și victoria unui actor după conflict. Și poate fi reconstrucție, poate fi prăbușirea statului, cum s-a întâmplat în Irak, sau reluarea conflictului sub o altă formă. Cert nu este un război de tip hegemonic, cum, dacă luăm teoria lui Modelski sau lui Goldman, este un război de invazie care încearcă refacerea OSS. Dacă privim la acest punct de vedere, putem să constatăm că, de fapt, al treilea război mondial a fost, odată cu prăbușirea OSS-ului. Adică războiul rece ar fi fost al treilea război mondial, da, care s-a purtat prin mijloace... De ce nu? Toată lumea... Non-militare mai degrabă. Consideră că numai un conflict armat înseamnă și război, dar iată că acest război mondial, din punctul meu de vedere, a fost. Pentru că, de fapt, Rusia a ratat obiectivul Ucraina. Ucraina, în momentul de față, chiar dacă luăm teoretic, chiar dacă Rusia ar ocupa în totalitate Ucraina, ceea ce este imposibil, nu ar rezolva problema. Nu ar rezolva problema pentru că este evident că Ucraina este într-o altă paradigmă. S-au dezvoltat diferit. De ce? Aici deja e o altă problemă de identitate. Și nu este singurul caz. Și în Singapore a fost o situație asemănătoare când mulți chinezi
a trebuit să aleagă dacă sunt în al doilea război mondial, dacă sunt chinezi sau dacă sunt aparțin statului Singapore. Iată, aici este și un război de identitar pentru Ucraina, care poate avea chiar și elemente de război civil, pentru că sunt mai multe straturi de război, și războiul proxy, și războiul hibrid, și mult mai complex decât... Și aici putem să discutăm despre complexitatea acestui conflict și fac trimitere la nodul gordian al lui, pe care l-a tăiat Alexandru Macedon. Nodul gordian, de fapt, ar reprezenta în zilele noastre complexitatea relațiilor din lume. Tăierea nodului gordian a distrus această complexitate. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, pentru că sunt valuri de hai să spunem, de reacții care se propagă în toată lumea. Toți suntem afectați, toți suntem legați unii cu alții. Nu se poate să discutăm numai despre doi actori. Este evident. Deci, pentru următoarele luni există posibilitatea unei ofensive de o parte sau de cealaltă, deși ambii stau în expectativă, sau poate să apară pur și simplu o cu totul altă paradigmă în care partea de conflict ar trebui să se încheie. Asta înseamnă încetarea focului, după care o perioadă de negocieri de pace și după aceea reconstrucția. Problema esențială este problema, din punctul meu de vedere, este problema minorităților. Indiferent cum s-ar trage linia, vor fi de o parte și de alta a graniței minorități etnice și modul în care te comporți cu aceste minorități, tu ca stat, ca actor statal, are importanță în evoluția ulterioară. Bun, a zis să plecăm de la premisa că Ucraina va rămâne în propriile sale granițe cu o minoritate rusă destul de exact, puternică în regiunea Donbass. Și cum va gestiona Ucraina minoritatea rusă din țara sa, dar și celelalte minorități, precum cea română, cea maghiară, rămâne de văzut după o scurtă pauză publicitară. Ne-am reîntors la CEC Media, suntem alături de cei doi invitați ai noștri. Domnilor, am spus că vom începe în partea a doua emisiune să discutăm despre modul în care Ucraina ar trebui să gestioneze minoritățile post-conflict, să presupunem că vorbim de Ucraina în granițele sale pe care și le dorește, granițele pe care a avut odată cu destrămarea Uniunii Sovietice. Domnule Dorin Popescu, în acest context va rămâne o minoritate rusofilă, o minoritate rusă în Ucraina. Pe de altă parte, mai avem și o minoritate maghiară, unde Budapesta este nemulțumită de tratamentul pe care Kievul are față de ei, nici maghiar, nici Bucureștiul. Nu este mulțumit de cum sunt tratate drepturile românilor din Ucraina. Ce ar trebui să facă Ucraina într-un asemenea scenariu? De bună seamă că încerc să folosesc totuși această oportunitate pentru ca, revenind extrem de sintetic, da, la cele patru scenarii propuse nouă, să reiterez sugestia sau predicția mea pe care am avut-o aproape din totdeauna, potrivit căreia victoria Rusiei, dacă discutăm de îndeplinirea obiectivelor pe cel puțin trei paliere, Ucraina, URSS 2.0 și nivelul global, victoria Rusiei este absolutamente imposibilă, indiferent câtă integritate teritorială a Ucrainei va sugruma Federația Rusă pe termen scurt, mediu sau lung. Victoria Rusiei este imposibilă din perspectiva celorlalte două obiective, URSS 2.0 și potențarea rolului său global. Din păcate, pentru victoria Ucrainei în sensul plenar, eliberarea tuturor teritoriilor, eu cred că nu sunt și nu se vor contura rapid suficiente resurse și instrumente pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Stingerea acestui conflict în condițiile actuale cu actuala linie de demarcație este eminamente imposibilă. Există cel puțin o parte, Ucraina, care nu se va mulțumi și nu se va împăca cu asta. Și astfel încât singurul scenariu și pe care l-am văzut aproape din totdeauna de evoluție rămâne acesta al unui conflict pe termen lung cu faze de îngheț și dezgheț, cu armistiții. Bun, dar întrebarea rămâne legitimă. Bun, minoritățile. Minoritățile. În primul rând, Ucraina, indiferent de îndeplinirea obiectivului de refacere a integrității sale teritoriale, de îndeplinirea acestui obiectiv integrală sau parțială,
Ucraina va avea o temă extrem de delicată din gestionarea comportamentului său față de minoritatea rusă. Pentru că va avea tendința de a vedea minoritatea rusă care trăiește din ce în ce mai redusă numeric pe teritoriul Ucrainei, să ne înțelegem asta. Deja Federația Rusă vorbește de 1,6 milioane de cetățeni ucraineni care ar fi cerut și primit cetățenie rusă din aceste patru regiuni anexate. Deci, o problemă foarte mare pe care Ucraina va trebui să o gestioneze cu mare sensibilitate, pentru că această minoritate rusă de pe teritoriul Ucrainei nu este vinovată de atrocitățile, de agresiunea pe care patria mamă, Federația Rusă, l-a produs pe teritoriul Ucrainei. Au fost elemente de complicitate, de favorizare a infractorului individuale sau colective, etc., pe teritoriile pe care locuiește această minoritate, dar această minoritate rusă are și ea nevoie de respectarea unor drepturi într-o Ucraină care aspiră către a deveni membru al Uniunii Europene. Pe noi ne interesează de bună seamă situația comunității românești de acolo și ne dorim foarte, foarte, foarte mult ca tot parcursul de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană să aducă lecții învățate, respect pentru principii și valori care există pe teritoriul Ucrainei, Uniunii Europene, în ceea ce privește respectarea drepturilor minorităților, lecții învățate pe care autoritățile ucrainene să le asimileze plenar lecțiile și să respecte în termenii ceruți de către comunitate. Deci comunitatea românească din Ucraina este relevantă din perspectiva nevoilor și drepturilor pe care le va. Bun, ce se întâmplă în Ucraina cu cele două comunități, cea română și cea moldovenească? Știm foarte bine că noi suntem moldoveni, sunt tot români. Ucrainenii au împărțit pe nici români, bani români, bani moldoveni. Cei din zona Bugeagului istoric sunt considerați moldoveni. Chișinăul a recunoscut limba română, până la urmă, Kievul ce face? Aici avem două probleme distincte. Limba și factorul identitar. Nu mă putin, le luăm pe rând. Ce pas firesc ar trebui să întreprindă acum autoritățile de la Kiev? Foarte simplu. Această invenție, da, numită limba maldavinească, ar trebui să, în momentul de față, această invenție nu mai locuiește din punct de vedere legal decât pe teritoriul Ucrainei și în Transnistria. Această invenție trebuie eliminată din Constituția și din pachetul legislativ al Ucrainei. Și există unele angajamente. Când le va elimina Ucraina? Există unele angajamente ale autorităților ucrainene, potrivit cărora autoritățile ucrainene au în vedere crearea tuturor premisilor pentru îndeplinirea într-un timp rezonabil a acestui obiectiv. Totuși, vorbim de modificarea Constituției, vorbim de modificarea unui pachet legislativ, etc. Și dacă vreți, n-am văzut foarte multă insistență în spațiul public, cel puțin insistență a Chișinăului în ceea ce privește îndeplinirea acestui obiectiv de către autoritățile ucrainene. Deci autoritățile ucrainene spun că bunăvoință există pentru eliminarea din Constituția Ucrainei. Bun, de la bunăvoință la practică, totuși mai este un pas, o să vedem cum arată. Domnule Păguranu, locuiți în Suceava, sunteți foarte aproape de granița cu Ucraina și de comunitatea română din Cernăuți. Deci vreau să vă întreb, cum trăiesc românii din Cernăuți în aceste zile? Chiar în aceste zile au fost mulți dintre reprezentanții minoritățile române din Cernăuți și nu numai la București, ziua românilor de pretutindeni, și pentru prima dată am văzut, au fost și la Parlament, a fost o activitate sau, mă rog, un eveniment deosebit. Acești români, fac o paranteză, familia mea este din zona Herța, după al doilea război mondial s-au refugiat în România. Bineînțeles că o parte din zona Herța făcea parte din fostul județ Dorohoi. Au ținut legătura foarte greu în acea perioadă, odată cu căderea URSS-ului, ce am spus mai înainte, au putut să schimbe și să vină. Mulți sunt în România deja, există schimburi destul de consistente între de ordin cultural și... Dar aici, dincolo de aceste schimburi pe care le fac cu românii din patria mamă, vorbim de drepturile minorității române din Ucraina. Sunt probleme ce țin de predarea în limba română în continuare? Sunt probleme în continuare ce țin de administrarea, să spunem, zonei clericare, a bisericilor? Sunt evident probleme, pentru că dar trebuie privite cu
în detaliu. Pentru că, pe de o parte, s-au închis școli românești, s-au închis centre culturale românești, cred că a rămas la Cernăuț unul singur, în momentul de față. Acela este un centru privat. Centrul Humuzache nu este un centru al statului român, este o inițiativă privată. Și ecleziastic este problema subordonării bisericii. O parte din biserica ortodoxă din zona Cernăuțului cu etnici români se subordona Patriarhiei Moscovei și de aici toate celelalte conflicte. Bineînțeles că acest lucru poate alimenta tensiuni în zonă. Cred că se pot rezolva aceste tensiuni prin negocieri sau prin discuții strict pe punctele respective de conflict. Pe de altă parte, păstrarea identității este o chestiune foarte importantă, pentru că spuneam de păstrarea limbii române. În Irlanda, spre exemplu, dispare limba irlandeză. Deci nu au aceeași dinamică ca și... Bun, dar acum ar fi total păcat să dispară limba română din Ucraina, mai ales că evident, România este un partener activ al Ucrainei. Domnule Pogrom, aș vrea să revin la aceste scenarii de, posibile scenarii de viitor din Ucraina. Se vorbește și de o soluționare a conflictului pe modelul Coreei de Nord și Coreei de Sud. Cât de plauzibil este acest scenar? O zonă demilitarizată, cu o frontieră, să spunem, nu neapărat acceptată de ambii actori, dar până la urmă impusă? În momentul de... Teoretic este posibil, dar în momentul de față niciunul din actorii aflați în conflict nu-și doresc așa ceva. Nici ucraineanul de rând, să spunem, deci cetățeanul ucrainean este hotărât să lupte până la final. Îmi aduc aminte de ce s-a întâmplat în 1968 cu invadarea Cehoslovaciei, când și la noi exista riscul invaziei de către URSS. Și reacția populației era de entuziasm și de a merge la luptă, pe când acum când a început, mulți s-au dus la birourile de pașapoarte, ceea ce schimbă modul de a vedea relația stat-individ. Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm sau nu. Domnilor, și noi trebuie să acceptăm pauza, revenim în câteva momente pentru ultima parte a emisiunii Check Media de astăzi. Ne-am reîntors la Check Media, ultima parte a emisiunii noastre de astăzi. Domnilor, am vorbit și despre situația bisericilor românești din Ucraina. Domnule Dorin Popescu, ucrainenii au propus un vicariat pentru comunitatea română din țara vecină, un proiect la care România sau românii nu au aderat încă. Din ce cauză? În primul rând, doar o idee sinteză cu privire la educația în limba română. Ne așteptăm ca noul an școlar să înceapă cu aplicarea, cu implementarea în premieră a prevederilor legii cadru privind educația din Ucraina din 2017. Și ce situație care va aduce prejudicii asupra sistemului de predare, asupra cantității, da, predării, numărului de discipline, numărului de ore pentru deci mai puține ore în limba română pentru românii. Se discută acum cote procentuale pe fiecare ciclu primar. Bun. În ceea ce privește biserica, în momentul de față un război religios, război confesional între Biserica Ortodoxă Ucrainei și Biserica Ortodoxă Ucraineană, de care țin toate parohiile românești. Aici aș vrea să vă întreb. Etnici români din Ucraina spun că nu vor să treacă la Biserica Ortodoxă Ucraineană pentru că, spre deosebire de Biserica Rusă, care îi lasă pe român să aibă slujbe în limba română, Biserica Ortodoxă Ucraineană nu ar permite acest lucru. Autoritățile ucrainene spun însă că în cadrul Bisericii Ortodoxe Ucraine ar fi creat un vicariat românesc, la care însă nicio parohie românească nu a aderat. De ce? Din motive care cred că ar trebui să reprezinte o preocupare constantă și permanentă pentru autoritățile ucrainene. De ce? Creându-se această structură, parohiile românești nu se îngrămădesc să adere la vicariatul românesc al Bisericii Ortodoxe Ucraine.
Pentru că comunitatea românească are exemplul tratamentului în domeniul accesului la limbă maternă în școlii. Și aceeași comunitate nu este extrem de convinsă că angajamentele și garanțiile cu privire la utilizarea limbii române în cadrul acestui vicariat vor fi implementate de facto, așa cum angajamente și garanții mai vechi cu privire la utilizarea limbii române nu se mai respectă. Adică deci, vreți să spuneți că ar părea o posibilă capcană pentru comunitatea română din Ucraina? O parte din enoriași așa o văd. Ceea ce este fundamental pentru enoriașii români de acolo, pentru orice enoriaș de pretutine, este să se respecte libertatea de conștiință, libertatea confesională, libertatea de conștiința religioasă și dreptul de asociere pentru fiecare enoriaș, iar strict în ceea ce privește partea română, este esențial și obligatoriu ca serviciile și slujbele să se efectueze în limba română acolo unde enoriașii o cer. Acolo unde enoriașii o cer. Domnule Pogoranu, să ne întoarcem puțin la Ucraina și scenarii de viitor. Atunci când vorbim de scenarii, Taleb ne-a învățat că trebuie să luăm în calcul și posibile lepede negre. Da. Care ar fi acestea privind viitorul Ucrainei? În ziua de azi sunt cam multe lepede negre. Cred că am convenit cu toți în pauză că principala lepede neagră este China. Este China. China până în acest moment nu a dat semnale de foarte puternice de poziționare. Și această expectanță a Chinei are legătură și cu modul în care China vede relațiile internaționale, total diferit de cele legate pe confruntare. Toată lumea știe despre redeschiderea drumului Mătăsii, Road and Belt, de fapt o încercare de colaborare internațională foarte largă. Dacă noi care am trăit într-un regim comunist ne gândim că aceste mega proiecte au fost lansate la Congresul, s-ar putea să fie numai câte un proiect lansat la Congres și nu ceva fezabil cu adevărat. China a intervenit în criza ceoslovacă pentru România în 68. Știm foarte bine și acest lucru se așteaptă probabil și în momentul de față. Pentru că, de fapt, războiul hegemonic se duce între Statele Unite și China. Este chiar un asemenea război pentru a controla scena relațiilor internaționale? Chiar vorbim de un război hegemonic, în adevăratul sens al cuvântului, sau vorbim de o încercare de a menține un sistem internațional bazat pe o anumită structură și valori? Dacă Rusia are același produs intern brut cu al Chinei, dar de 10 ori mai mic, vă dați seama că cei doi mari actori sunt Statele Unite și China. Domnilor, vă dați seama că dacă auzim muzica de fundal, trebuie să ne oprim. A fost o adevărată plăcere să dialogăm. Vă mai aștept cu drag în platoul nostru. Sunt Răzvan Munteanu, vă mulțumesc că urmăriți Check Media. Rămâneți alături de B1 TV.